Liberala spune că postul este obținut în urma negocierilor purtate după alegerile locale și revine PNL-ului. Ciolocoi a mai precizat că în urma negocierilor dintre Florin Cârciumaru și Dian Popescu s-a decis ca cele două organizații să colaboreze în continuare, chiar dacă nu se mai află în aceeași barcă. Altă ordine de idei, scaunul, așa cum se spune, eu prefer funcția de vicepreședinte la Consiliul Județean, nu este una atribuită mie personal, este a Partidului Național Liberal în urma negocierilor din USL. Discuțiile pe care copreședinții USL la nivel de județ le-au avut au mers spre următoarea concluzie, că la nivelul județului Gorj se va colabora pe proiecte în consiliile județene, consiliile locale, proiecte care să nu ne facă de rușine pe toți cei care am candidat în Uniunea Social-Liberală și am obținut mandatele. Actualul subprefect de Gorj, Virgil Drăgușin, a spus că nu se teme de o eventuală schimbare din funcție.